Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi vom vorbi despre Samsung Galaxy S3 și astăzi am să vă arăt cum puteți să vă puneți telefonul în download mode. Până acum v-am explicat numai pe ce butoane trebuie să apăsați, astăzi am să vă și arăt, da? Pentru început apăsați pe butonul din partea dreaptă, dăm click pe oprire, da? Dispozitivul se va închide, OK. Așteptăm să se închidă dispozitivul, a vibrat. Și acum apăsăm pe butonul din stânga, Home și Power în același timp. Da? Acum ne întreabă că în cazul în care dorim să intrăm în download mode, apăsăm volume up sau în cazul în care dorim să restartăm telefonul, adică să intre, să se deschide iarăși cu sistemul de operare Android, apăsăm volume down. Da? Dăm volume up. Da, și vedeți că ne aflăm în downloading mode. Deci așa trebuie să arate telefonul vostru când încercați să instalați pe el o nouă versiune de Android sau încercați să flashuiți o nouă versiune de Android, da? OK, într-un tutorial viitor am să vă arăt cum îl punem în recovery mode pentru a ne șterge toate setările din telefon. Atât despre cum punem telefonul în download mode, ne auzim în tutoriale video viitoare. La revedere!